Gândește-te despre tatăl tău, că inima ta și zici, închizi ochii și îndrepti privirea interioară spre inima. Inima nu este aceea care, inima nu este locul aici, de aici chiar, unde bate inima noastră, ci undeva deasupra, aici locul inimii spirituale. Când face această legătură, atunci mintea își primează sfatul duhovnicesc al inimii și toată ființa ta se va acolo. Și atunci, într-adevăr, puterea rugăciunii poate schimba munții, poate muta munții. Nu o să ajungem la asta. Dar măcar cât de cât, organizați-vă rugăciunea în așa fel încât să vă rugați cu mintea și cu inima. Când te rogi, hai să simți o căldură. Când te rogi cu adevărat. Când mintea ta covoară în inimă, hai să simți o căldură. Dacă această căldură vine de jos, în sus, este de la neamă, de la lăsați amuziții. Dacă această căldură vine din sus în jos, sau se lucrează direct aici, fără trece prin partea inferioară a corpului, se localizează aici, atunci este Duhul lui Dumnezeu care se reușește între noi. S-ar putea să ajungeți la asta. După multe vreme, nu fac o prezentare rugăciunii lui Iisus, ci vreau și ascult, că ne fac curios. Rugați-vă de 5 minute. În 5 minute să nu se bată mintea ta niciun gând, decât numai gândul la Dumnezeu, decât numai să simți cum fâlfie împrejurul capului tău prezența Duhului Sfânt. Și apoi, altădată o să vorbesc mai prag de rugăciunea inimii, și apoi să simți cum Duhul Sfânt te vizitează, rar, apoi mai des, apoi mai des, până când rămâne mult timp în inima ta. Am văzut un om. Am văzut un om care făcea rugăciunea inimii. Era părintele Ghiuș. Era bătrân, slujea foarte rar, în cauza bătrâneții. Să era în meseria Cernica. Și când îl vedeai umblând pe aleile Cernicăi sau în biserică, era ca un sfârșit, nu atingea pământul. Avea o față, deși nu zâmbea, avea o față luminoasă și zâmbitoare. Am avut o revelație cu el când m-am dus la Cernica și am spus la el, și era, nu slujea, stătea într-un colț, cam așa era, un scaun acolo pentru el, în penumbră. Era un cel mai umbrit colț, era tar. Și pe cât avansa rugăciunea, pe atât colțul Părintelui se lumina. Te uitai la dânsul și nu vedeai aureolă, dar vedeai că toată zona aceea, colțul de satel, era mai luminoasă decât restul. Altarul, pentru că altarul luminat cu lumânea lui era cu becul. Și am înțeles atunci ce înseamnă practicarea rugăciunii în pare. Știam de el că practic, toată lumea știa că practic, rugăciunea în mine, că a ajuns la forme așa de înalte, încât prin rugăciunea pe care o spunea inima lui tot timpul și mintea lui să creeze în aceasta din jurul lui, a fost ceva de minune. Trebuie să spun că atunci când faci rugăciunea inimii și ai ajuns la rugăciunea desăvârșită, poți să predici, poți să vorbești cu cineva, poți să vinzi lumânări, poți să faci alte lucruri, să sapi în grădină sau să crești florile, iar inima ta și mintea ta cântă tot timpul, Doamne, să vii Doamne, să fie Dumnezeu, miluiește-mă pe mine, Hristos. Tot timpul, fără întrerupere și fără despărțire de Dumnezeu. Ca și cum mintea s-ar secționa în două. Una care lucrează ceea ce face o rugăciune și alta care ține legătura cu Dumnezeu, fără întrerupere. Nu ne va trebui nouă să ajungem acolo, dar Dumnezeu este mare. Duhul Dumnezeu face toate. Acum face lumea. Sunt două? Da. Diferite, da? Da. Aleluia, aleluia, aleluia.
Constantin, de 10 luni și nevechea cu tot neamul cea dormit Ion, cu neamul său cea dormit Irei, cu neamul său cea dormit Ileana, cu neamul său cea dormit Gheorghe, cu neamul său cea dormit, pentru ca să le se ierte rău toată greșeala cea de voie și cea fără de voie. Doamne, miluiește! Doamne, mila lui Dumnezeu, împărăția cerului și tare pe toate robor. La Hristos împăratul cel fără de moarte și Dumnezeu nostru să cerem. Domnului să ne rugăm. Pentru viața mea tale, Doamne, odihnește suflet de adunții tăi. Ion, când am său ce-a dormit, Ilie, când am său ce-a dormit, Leana, când am său, Ileana, când am său ce-a dormit, Gheorghe, când am său ce-a dormit, Anica, moarte, 20 de ani, când am său ce-a dormit, Constantin, multe zici, tu nu am său ce-a dormit, și Fedeica, când am său ce-a dormit, și așa de pe toți, în loc luminat, în loc de verdeată, în gândină, când am fugit toată durerea de stare și susținut. Trebuie așa la câte cuvântul sau cuvântul sau cuvântul ca un de oameni viitor Dumnezeu ia. Dumnezeu să iertă. 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 Aceluia cu dea din sunul mucenicilor.
vă rugați să ne dăruiască nouă de strigare datorilor. Blestar you, Lord, teach me your precepts. You that painfully walk the narrow road, all who during life took up the cross as a yoke. And in faith follow me, come receive heavenly crowns, and those things prepare for you. Bine ești, Cuvântul Doamne, învață-ne pe noi de tările tale. Chipul slavei tale celei negrăite sunt. Iarăși m-ai întors în pământul din care le-am fost luat. La cel după asemănare mă ridică cu frumusețea cea din tâi, iarăși împodobindu-mă. Slavă ta! Yeah.
credincioșilor tăi bunule, și ne-ai întărit pe noi viața mărturisirii tale. Marea vieții văzându-ne înțându-se de vitorul ispitelor, la limonul tău ce vin ale gândzică pe tine, noi pământenii pământ suntem zidiști la acelea pământ vă merge, precum ai poruncit ce mai zici, mi-ai spus că pământești pământ merge, toți pământenii mergem. Făcându-i cu copare cântare, aleluia, aleluia, aleluia! Tu Sfinților dignește, Hristoase, Hristoase, Dumnezeu nostru, care ai dat Sfinților Tău ce apostoli, tine, părăției cerurilor, iar răbăsând de viața Ta, cea de-a treia zi, cu harul Tău, le-ai dăruit puterea de a lega și a dezlega păcatele oamenilor, ca să fie legate și în cer câte dinge pe pământ s-au legat și tot așa, să fie dezlegate și în cer câte dinge pe pământ s-au dezlegat. Ceea ce bine spune, Ta iubire de oameni, ne-am zis și pe noi smericile vregilor mii tăi preoți, să fim o știitură a celor ce se har și darul Tău. Nu se prea bune prate, prin mine, smeritul nevricului cu două preori, iată rugilor aceștia, Anica de care m-ați venit 20 de ani, Constantin de 10 luni, mor, Revei ca neamul lor ce-a dormit, Ion cu neamul său ce-a dormit, Ire cu neamul său ce-a dormit, Leana cu neamul său ce-a dormit, Gheorghe cu neamul său ce-a dormit. Și iată de Doamne tot ce au grijit această viață care niște oameni, cu cuvântul sau cu lucrul sau cu gândul, de gândul cei cătători pot să-mi luce echipa asupra lor cu care îi înșiși, din mânie, sau din alte pricine s-au legat pe sineși, sau de la arhiereu s-au dat cineva sub întâlnirea aceasta prin pisma și bucurarea de apă. E nevoie și prea bune și multimilostive ca sufletul să așeze cu Sfinții la viața până pe ție, iar tu putea fi licenții de tine, că vine cumva și prea mărite acum și cu Lurion, și în veci, în veci, în lor. Amin! Slavă-ți-i Hristoase, Dumnezeu nostru, de la noastră, slavă-ți-i binecuvintează! Cerșea de Dumnezeu Hristos, adevărat-o Dumnezeu nostru, pentru căciune prea curate, Maicii sale, ale Sfinților și tot răudatul Apostol, cu puterea cei zi, altfel că duci, vorbeam și Sfânta și Sfânt, cu rugăciune Sfântului și de Pirulază, cea în fața zi, via Dumnezeu, ca și cum noi fost mort, suflet de adormit, pe să-i Ion, cu neamă să ucea dormit, ei cu neamă să ucea dormit, Leana, până am însăluit, a dormit, Gheorghe, până am însăluit, a dormit, Anica, mor 20 de ani, Constantin, de 10 luni și Revica,
Ne-am rugat dumite, în sărul Avram să așeze, trebuie să-i numele, Sfinții să-i unicească, iar pe noi să-i crească om bun și de oameni iubitori. Amin. Și ca să nu le vezi și de odinte de Doamne, suflete roadă mintei, panica, numai de zăzăzeau, constatind vădă și ce ce vină din Evdeca, ne-am rugat ce-a dormit, Ion cu neamul, Ilie cu neamul, Leana cu neamul și Gheorghe cu neamul rog să-l dobit. Și ne fărorvești că pomenire. Veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică lor pomenire. Pentru rugăciune Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisus Hristos, Dumnezeu nostru, mântuiește-ne pe noi. Amin.